Cei care doresc să achite taxe, impozite sau amenzi se mai pot prezenta în acest an până vineri 30 decembrie, inclusiv ora 12. Direcția își reia activitatea cu program normal abia de marți, 3 ianuarie. Programul normal pentru public la taxe și impozite locale Alba Iulie este de luni până vineri, între orele 8 și 15 pentru încasări, însă vineri 30 decembrie programul cu publicul va fi doar până la ora 12. Potrivit legislației în vigoare, contribuabilii aveau opțiunea să-și achite obligațiile fiscale până la data de 30 septembrie. Fără penalități de întârziere de 2% din cuantumul obligațiilor principale, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență. Contribuabilii din Alba au la dispoziție mai multe modalități de plată. Pe lângă programul la ghișeele de la impozite și taxe locale, de luni până vineri între orele 8 și 15 pentru încasări, mai pot face plata cu cardul prin internet banking sau alte modalități. Plata cu cardul se poate face total sau parțial, la fel ca în cazul în care se plătește cu numerar și nu se percepe comision suplimentar la efectuarea tranzacției. Pe lângă taxe și impozite, cetățenii își pot plăti și amenziile contravenționale doar pe baza datelor din procesul verbal. Contribuabilii care doresc să plătească impozitul prin internet trebuie să aibă un cont de internet banking deschis la orice bancă din care se facă un virament bancar în lei, din contul propriu în contul IBAN asociat tipului de impozit pe care l-are de achitat. Pentru varianta de plată online pot fi accesate doar informațiile privind obligațiile de plată personale. Achitarea online propriu-zisă se realizează prin intermediul ghișeului virtual de plăți ghișeul.ro.